La aproape o lună de la data alegerilor, consilierii târgujieni care au primit mandat în urma votului exprimat de cetățeni vor depune jurământul. Am stabilit ca mâine la ora 12 la Teatrul Elvira Godeanu să putem depune jurământul și eu din calitatea de primar și consilierii care vor putea fi prezenți la această ședință de învestire în funcție. E foarte greu de realizat și așa sala va trebui ocupată doar la 1 pe 3 din capacitate, adică vom avea 65 de persoane prezente, ținând cont de faptul că avem invitațiile pregătite și pentru reprezentanții mass media, și pentru consilierii care se validează, și pentru directorii din cadrul primăriei municipiului Târgu Jiu și a direcțiilor din cadrul Consiliului Local. Capacitatea este acoperită. Și nu am știut exact care sunt condițiile meteo, puteam să facem această investire și la Teatrul de Vară, dar riscul este foarte mare, ținând cont de temperaturile nu tocmai ridicate din această perioadă. În ceea ce privește desemnarea celor doi viceprimari, procedura va avea loc abia în ședința din luna noiembrie.